Stop, stop, stop! Hai și Nică! Două ori a făcut masajul unul și încă două ore luat. Mai doreau foarte persoane, mai rămas organizatorul, i-am aruncat jetoanele de 5.000 de euro și am plecat. This is the number one song of the week. And now you're listening to the new specimen in a turma Becali, in a new hit. De tot, de parte de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, 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 și mai departe. Now listen now, Fresh Top 40 with Sherban Hoidu. Fresh Top 40 with Sherban Hoidu. Smiley and Giovanni oripilează Fresh Top 40. Plec de tot, vă dau peste bot, la casino, vă iau la mișto. Plec departe, plec pe Marte, și acolo nu-l poate, prea departe. Sunt maimuță cochetă și vreau la ruletă un babuin, vreau niște vin. Smiley and Giovanni. Sunt un gibon, un fanfaron, scuip și înjur, bat și fur. Și șase, șase, la babaroase, sunt cel copite și vreau să petrec. Number 49, yeah, yeah. Vă bat pe toți, stau în chiloți, sunt un golan, un marțian. Sunt un macac și vreau să mă prefac și plec pe Marte, nu mai beau lapte. Sunt urangutan, vă bat un an, îs puțin nebun, plec pe Neptun. Cum să petreacă sărbătorile de Paște mai bine dacă nu înconjurați de iepurași și iepurițe care invită la dans? Ce faci, măi, micuță iepuriță? Iepurași și iepurițe? Nu vrei și tu cumva o iepuriță de ciocolată? Ce bun e! E foarte bun! Hai, iepurițelor, luați și voi o mică guriță! Mică, 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 haide! Poți să spui orice tâmpenii la televizor. Iepuraș și iepuriță. Dar nu-i spune iepurașului de Paște iepuriță. O campanie pentru salvarea prezentatoarelor TV care habar n-au de limba română. Acum? Dar cum ați întrebat, părinte, vreau să fac sex cu soția sau cum a fost? Hai să nu mai vorbim. Nu, dar a fost așa a apărut pe prima pagină. Domne, eu nu fac, eu... Să fac dragoste, cu soția, mă rog, mea, eu mă împreunez, nu fac sex. Sex fac ei. A fost odată un bărbat viril care vrea mereu să se împreuneze. Vreau să mă împreunez! În postul Paștelui, el era nervos. Vreau să mă împreunez! La fel și în postul Crăciunului. Vreau să mă împreunez! La fel și în toate posturile. Vreau să mă împreunez! El vrea să se împreuneze. Eu mă împreunez, nu fac sex. Era foarte viril și nu putea deloc să o facă. Împreunează-te! Împreunează-te! Era post. Nu s-a pus problema ca eu să-i dau binecuvântarea domnului Becali să facă, să se împreuneze. Puse mâna pe telefon. Și la 1 noapte l-am sunat într-adevăr pe duhovnicul meu și am spus: domne, părinte, pot să mă împreunesc cu soția mea? Gigi, robul lui Dumnezeu, nu e voie, ești prost, e post. Stătea și se enerva total. Îi treceau tot felul de gânduri prin locul denumit generic cap. Împreunează-te, Gigel! Bă, Gigel, du-te împreună, bă! Și a ieșit pe stradă nervos. Vreau să mă împreunez, mă! Eu devin nervos și trebuie rămâna, băi! Eu mă împreunez, nu fac sex. Strânțelor, vreau să mă împreunez acum! Apoi s-a întâmplat ceva magic. A apărut ea! Aceasta a fost frumoasa poveste a omului care vroia să se împreuneze în postul Paștelui. Oh. Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Oh. Vă mulțumim! Stop, stop, stop.